Bun găsit, dragi iubitori ai lecturii, iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Cine citește știe. Vin în întâmpinarea dumneavoastră cu o lectură, spun eu, de-a dreptul interesantă, mai ales în contextul în care realizăm această emisiune și în contextul mișcărilor geopolitice în apropierea granițelor României. Este vorba de cartea Putin și putinismul, scrisă de François Thom, o carte în care este disecat cu priceperea, aș putea eu spune, a chirurgului și cu maestria de această dată a stiloului și nu a bisturiului, regimul ce guvernează Rusia și ceea ce înseamnă regimul putinist pentru rușii din interior, dar și pentru Occident. Și aș pleca, am notat eu aici, un citat foarte interesant, un citat ce aparține lui Alexandru al II-lea și mai ales foarte potrivit în acest context despre care vă vorbeam. Rusia, spune Alexandru al II-lea, nu e un stat comercial, nici un stat agrar, e un stat militar, iar vocația sa este să inspire frică întregii lumi. Și vedem că acest lucru se întâmplă. Și în acest context, Rusia și-a găsit oarecum și conducătorul care pune în aplicare acest plan diabolic de refacere a ideii imperialiste ruse. Bineînțeles că autorul nostru, un priceput și specialist, aș putea spune eu, în istoria comunismului sovietic și a istoriei, în special post-decembriste, ne avertizează încă de la primele pagini că nu trebuie să vedem Rusia ca o țară ce a trecut de la un regim comunist în urma reformelor aplicate de Mihail Gorbaciov, ci ca o țară care continuă această politică a comunismului, a acestui stat de autoritarism, dar în același timp stabilește și câteva calități morale, chiar fizice, ale acestui conducător ce astăzi sperie lumea și în special ce a declanșat urgia asupra Ucrainei. Ce este de menționat că Vladimir Putin și-a făcut ucenicia ca agent KGB în vechiul și mult priceputul, am putea noi spune, serviciul de informații sovietic, serviciul sovietic ce a rezolvat majoritatea problemelor apărute la nivelul societății ruse, atât prin intervenții directe, dar și în afara spațiului rusesc. Să ne amintim cazurile în care au fost înalți oficiali, au fost otrăviți chiar într-un restaurant din Londra. Eveniment povestit în această carte. Cartea ne face o plimbare, o incursiune prin istorie, în special din anul 1917 până în 2020, că anul de grație acestei cărți este anul 2020, apărutul la editura Humanitas și o traducere din limba franceză, o traducere, aș spune eu, foarte bună, făcută de Adina Arvatu. Și foarte, foarte bine documentată, prezentată, cu trimiteri exacte. Nu este o carte neapărat pentru specialiști în domeniul istoriografiei sau a istoriei, ci este o carte care îți schimbă oarecum viziunea și înțelege oarecum politica promovată de liderul de la Kremlin. Și din capitolele acestei cărți aș menționa baza rusească cu subcapitolele apartenența zonei, geneza putinismului, da, vorbim despre un curent care are o anumită geneză, operațiunea succesorului, triumful comunicării, ofițerul KGB, apoi sistemul Putin, se schimbă vârful, refugiu în trecutul istoric, o criză la vârf, prețul obsesiei occidentale și în partea a doua avem putinismul și lumea, vremea optimismului, punctul de cotitură în anii 2008-2011, în curs de coeziune, detronarea Occidentului, schimbarea Occidentului, puncte de convergență cu Occidentul și, bineînțeles, concluzii. Spune la un moment dat autorul, îl citează pe Putin într-un discurs susținut în 2014, în care Putin susține că dacă nu are capacitatea ca Rusia să ajungă la nivelul Occidentului, va face în așa fel încât Occidentul să ajungă la
nivelul Rusiei și drepturi mare, chiar o serie din politica internă și politica economică promovată de Rusia are acest scop. La fel cum tot un vechi proverb rusesc spune că cel ce este puternic nu-i trebuie inteligență și vedem exact ce se întâmplă. Vorbește autorul despre implicarea KGB-ului, a rușilor în general, în diverse evenimente ce au loc în spațiul ex-sovietic, prin care valorile, tradițiile Occidentului sau în Statele Unite să fie șubrezite din interior, iar Europa să se prăbușească sub propria greutate. Drept urmare, se susține că, de fapt, site-uri susținute financiar de Rusia au contribuit la alegerea președintelui Donald Trump, văzut ca un prieten al Moscovei, și influența trollerilor în domeniul internetului prin manipulări grosolane și prin alte elemente. La fel vorbește despre acel Brexit cu privire la Marea Britanie, în care se presupune că serviciile de inteligență rusă ar fi avut un rol important, pentru că mișcarea excluderii sau, de fapt, a ieșirii Marii Britanii din Europa nu era o mișcare foarte, foarte puternică, dar în urma unor mecanisme de manipulare aplicate la scară largă, rezultatul a fost cel pe care noi astăzi îl cunoaștem și, bineînțeles, că lucrat cu o pricepere deosebită de către cei care se ocupă de strategia FSB-ului, de fapt, a serviciului rusesc. La fel, știm prea bine că Putin a fost adus din zona Petersburgului la Kremlin și, drept urmare, a devenit înlocuitor, am putea noi spune, a președintelui Medvedev, și încet, încet a înlocuit vechea elită politică rusă prin noua elită. Sunt și acuzații că Vladimir Putin ar fi făcut parte din diverse clanuri mafiote. Nu putem, adică autorul aduce în discuție această situație și că, de fapt, sistemul propus de Vladimir Putin are legături cu mafia rusească, că majoritatea prietenilor lui Vladimir Putin sunt cei care îl susțin din punct de vedere politic și cei care au făcut mulți bani în afacerile cu statul. Bani care, din nefericire, sunt plasați pe alte teritorii ale altor state europene și știm prea bine că în fața unui război, cum e în situația noastră, sau a unei mișcări, majoritatea oligarhilor ruși și-au luat zborul spre paradisurile fiscale unde și-au depus acei bani. Ce este interesant, chiar pe copert avem cum definim regimul putinist. Este oare vorba de un autoritarism camuflat sub apartenențe democratice sau avem de a face cu o formă deghizată de autocrație care se înscrie în continuitatea istoriei Rusiei? Ne aflăm mai degrabă în fața unei oligarhii mafiote care nu vrea decât să se îmbogățească. În ce fel și-a pus KGB-ul amprenta asupra Rusiei de astăzi? Oare regimul lui Putin se poate identifica în întregime cu stăpânul de la Kremlin? Îi va supraviețui? Care sunt rezervele sale de stabilitate? Din ce cauză opoziția rusă de sentimentul că e slabă și dezbinat în fața unui regim ale cărui eșecuri sunt tot mai flagrante? François Thom e una dintre cele mai cunoscute specialiste în istoria Uniunii Sovietice și a Rusiei postcomuniste. Analizează politica externă a Rusiei pe baza evoluțiilor din politica sa internă. Astfel apare paradoxul acestei cărți, afirmarea unei civilizații ruse care întoarce spatele Occidentului, ascunde pasiunea nihilistă a Kremlinului și influența ei nefastă în Rusia și în lume. Potrivit lui François Thom, Rusia post-sovietică este structurată ca în timpul țarelor de un
de un vast imperiu teritorial controlat de o putere centralizatoare și abuzivă care confiscă arbitrar și sistematic bogățiile acestei țări enorme în beneficiu unei oligarhii supuse unui clan și conducătorului său, și anume Vladimir Putin. V-am spus, o carte ce tratează și scoate în evidență mecanismul sau, de fapt, cum a funcționat logica istorică în care se cadrează poporul rus astăzi, începând cu instaurarea comunismului în 1917, cu eliminarea opozanților politici, respectiv chiar a țarului în 1917, cu o comparare cu ceea ce a însemnat regimul stalinist pentru ruși, prin parcurgerea diverselor borne, da, mă refer la Mihail Gorbaciov, cel care lansează perestroica și glasnost, până la ceea ce se vedea a fi un președinte democratic, Boris Yeltsin, și la ceea ce înseamnă Rusia acum și cum Rusia încearcă să domine și să supună Occidentul prin faptul că Rusia are diverse probleme financiare, nivelul de trai suficient de scăzut, bogățiile nu sunt distribuite în mod uniform, sunt disparități de fapt între regiuni istorice din la nivelul întregii Rusii, la fel cum este o multitudine de etnii, naționalități care fac parte din acest colosal imperiu. Este bine să citim pentru a cunoaște, este bine pentru a ști care sunt gândurile și care sunt principiile de bază ale politicii promovate de Vladimir Putin, cel care pune bazele acestui curent numit putinismul. V-am spus, cartea se citește într-un ritm alert, nu te ține, te preocupă, vrei neapărat să o termin, să tragi concluziile potrivite, să înțelegi mecanismul. Eu, sau de fapt în contextul a făcut ca în așa fel încât cartea să fie citită la începutul acestei săptămâni, pe mine m-a marcat, mi-a creionat oarecum ceea ce urma să fie declanșat zilele acestea. La fel, câteva citate folosite de-a dreptul în mod inexplicabil, am putea spune, de mari personalități din trecutul Rusiei, precum și de mari oficialități care duc o politică, am putea noi spune, golănească, cu ghilimele de rigoare, la adresa altor lideri europeni, utilizează forța fizică în mod disproporționat față de zona asta, Uniunea Europeană, o zonă destul de diplomatică, cu un grad de civilizație destul de ridicat, care încearcă să răspundă într-un ton calm exceselor făcute de diversi oficiali ruși ce promovează această politică putinistă. Până data viitoare, pe lângă îndemnul obișnuit, citiți, că doar citind creierul dumneavoastră va deveni un laborator de idei, adresez un îndemn și la pace, solidaritate și să ne rugăm pentru binele lumii.